din cais. Păi zile foarte bune, care sunt compuse pe o linie melodică proastă, se uită iute odată cu linia melodică. Pe când o poezie proastă pe o linie melodică bună, rămân în memorie. Mi-ați spus cândva că în cel mai cald lăcaș al inimii dumneavoastră se află două simboluri, Alexandri și Eminescu. De altfel, într-unul din cântecele din Starea Poeziei, ați creat o imagine care mie mi s-a părut a fi atât de apropiată de simbolul Eminescu, încât mă gândeam că și poezia s-ar fi putut numi, dacă am dreptul să schimb un titlu, O clipă de Eminescu. V-aș propune și dumneavoastră, dar și telespectatorilor, să o ascultăm în interpretarea Valeriei Seciu. Era o dungă albă pe atunci, răvășită în pieziș, dinspre arbori, spre trotuare. Noi treceam alunecând, pașii noștri atingând clipele rătăcitoare. O, erai un om frumos și subțire, foarte palid. Printre ochii tăi curgea un mănunchi de aripi albe, parcă cineva de sus cu o coasă retezase aripe melodioase. Tu treceai mânjit pe aripi și cu pene și cu fulgi. Unde ești tu cel de atunci? Unde fugi? Deci despre Eminescu, despre O clipă de Eminescu, dacă sunteți de acord cu acest titlu, care ar schimba poezia, titlul poeziei dumneavoastră, despre Alexandrii, despre poeți, poetul despre poeți. De poeți numai de bine, ca să zicem așa. Am remarcat un lucru foarte straniu, care mă miră formidabil. Și anume acela că poeții clasici se înțeleg cel mai bine cu poeții în viață și de asemenea cele mai mari prietenii se fac între poeții dintre diferite țări. Între poeții unei aceleași generații, în afară de prietenii în grup restrâns, unde obște există un fel de pricină, un fel de râcă pentru mine de neînțeles. Și bănuiesc că acest măr al discordii este concurența, care nu știu de ce a fost sădită în sânul poeților, ideea de emulație și de concurență, idei absolut slabe, pentru că un poet nu poate fi mai bun decât alt poet. Un poet poate fi mai bun decât sine însuși sau mai slab decât sine însuși. Fiecare poet are o voce a lui unică, în măsura în care este un poet adevărat, bineînțeles, și el nu poate decât să spune ce are el de spus, nu ce are altul de spus. Ar mai fi ceva de adăugat. Vedeți, există o încercare de a se confunda teamul poetic cu teamul fotbalistic. Păi, cel mai mare poet român în cazul ăsta ar fi Dinamo București, nu? Anul ăsta sau Craiova anul viitor. Nu e chiar așa. Noi nu avem clasamente de poeți și, în genere, dacă cumva există o departajare de valori, ea niciodată nu are un caracter antum, ea are un caracter postum. În alergarea asta de unul singur a alergătorului de cursă lungă, rezultatul cursei se dă după moarte, nu se dă în timpul vieții. Este ca și cum 10 alergători la 100 de metri plat ar alerga pe 10 culoare întunecoase, fără să-și vadă unul adversarul. Nici cel din dreapta, nici pe cel din stânga. Și în final nu se știe, a bătut recordul, n-a bătut recordul, s-a autodepășit, nu s-a autodepășit. Dar, în genere, remarc cu durere acest măr al discordii care mai apare din când în când în mijlocul poeților. Dar în același timp remarc și cu bucurie că între
poeți, nu-i tocmai mărul discordii cum este cel mai adesea între prozatori și... ca să nu mai zic de criticii literari. Hai să zicem, între poeți este numai cireașa discordii. Și în legătură cu o clipă de Eminescu nu mi-ați răspuns. Toate clipele sunt de Eminescu. Sunt nevoit să iau caietul și să citesc exact, pentru că e vorba de critica literară și cu criticii literari e bine să-i citezi exact. Unul din ei scria, dintre ei scria că sunteți unul dintre cei mai controversați poeți contemporani. Și același, pe o jumătate de pagină de carte, vă înșira în perechi de cuvinte trăsăturile poeziei dumneavoastră. Când melancolic, când eroic, când retor, când limbut, când brutal, când rafinat, când îngăduitor, când intolerant, când decis, când indecis, când serios, când nonșalant și așa și așa mai departe. Noi știm că unu ori unu fac unu. Dar un inorog, ori o pară, nu știm cât face. Știm că 5 minus 4 fac 1. Dar un nor fără o corabie nu știm cât face. Știm, noi știm că 8 împărțit la 8 fac 1. Dar un munte împărțit la o capră nu știm cât face. Știm că 1 plus 1 fac 2. Dar eu și cu tine nu știm. Numai eu și cu tine, numai tu și cu mine, înmulțiți și împărțiți, adunați și scăzuți, rămânem aceiași. Pieri din mintea mea, revino-mi în inimă. Nu știu dacă poezia Altă matematică, pe care a recitat-o Ion Caramitru, a cuprins toate caracteristicile înșirate de criticul literar. Dar Bernard Shaw, dacă nu mă înșel, spunea că dacă el s-ar fi gândit când a scris la tot ce au zis criticii literari că s-ar fi gândit, atunci n-ar mai fi scris nimic. E scurt și cuprinzător. Scurt, da, dar destul de cuprinzător? Cine, Bernard Shaw sau criticul literar? Nu, definiție. În cazul lui Bernard Shaw, cred că este profund adevărat. De ce să-l contrazicem pe marele Bernard Shaw? Dar știți cum sunt câte bordei...